Un bărbat care și-a prelungit singur durata de valabilitate a cărții de identitate și a vrut să iasă din România prin Vama Petea este cercetat penal. Modificat cu pixul valabilitatea buletinului. La punctul de trecere a frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalităților pe sensul de ieșire din țară, un cetățean italian în vârstă de 51 de ani. Acesta nu era singur, era însoțit de o tânără în vârstă de 19 ani, având și aceasta cetățenie italiană. La verificarea documentelor de călătorie, poliția de frontieră a constatat că rubrica valabilității de pe cartea de identitate a cetățeanului italian a suferit modificări mecanice.